Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass media, în forma rezultată în urma tuturor consultărilor și dezbaterilor organizate în acest sens. De asemenea, CSM a aprobat și manualul pentru purtătorii de cuvânt și structurile de informare publică și relații cu mass media. Asigurarea unei comunicări publice, predictibile, coerente și unitare, care să faciliteze accesul publicului prin intermediul presei a dumneavoastră la informațiile de interes public. Ca și obiective, acest ghid își propune să permită reprezentanților mass media să-și îndeplinească rolul de informare a opiniei publice și totodată nouă instituțiilor, instanțelor și parchetelor ne revin obligația de a veghea pentru a nu fi încălcate drepturile privind protecția vieții private și de familie, prezumția de nevinovăție, precum și imparțialitatea actului de justiție. Detalii nu sunt modificări majore în acest ghid, poate doar de apreciere. Acest ghid dă o mai mare apreciere președintelui instanței și purtătorului de cuvânt de a analiza dacă se impune accesul presei în sala de judecată și în ce condiții, dacă și în ce condiții se eliberează copii după actele din dosar.